download ரிஷிபினே வாங்க சீலா இன்னும் ரிவ்யூ அஸ்து சஃபாக ரிவ்யூ லா The Pianist din 2002, un film ce a avut o groază de nominalizări la Oscar din punct de vedere tehnic. Actorii au avut, în special Adrian Brody, care a fost fantastic în filmul ăsta. În film este vorba despre o familie de evrei, este film bazat pe caz real, când nemții îi aduce într-un ghetto în Varșovia, apoi îi duce în Holocaust și Spilsman este salvat. Vladislav Spilsman, așa îl cheamă, e foarte complicat numele, este salvat și trece prin o groază de aventuri până se termină de la război mondial, îl ajută un soldat neamț până la urmă. Este un film ce conturează foarte bine tema asta a World War II și a naziștilor, a evreilor și cum sunt tratați, cum sunt văzuți ca pe niște victime. Sunt unele scene foarte tulburătoare cu oameni morți, copii morți care sunt pe stradă și oamenii trec pe lângă ei fără, n-au nicio treabă cu ei. Oameni care sunt puși jos și omorâți. Vandalii, evrei, care ia mâncare la femei și chestii și le mâncă după jos, înfometați. E destul de tulburător ca film și este mai mult un video, dar nu e un review, e o recomandare mai mult. O să vină review la Tenet săptămâna asta, 100%. Pare rău că n-am putut posta atât de, să n-am putut eu să postez atât de des că școala și chestii, dar o să încerc să postez maxim 3 videouri sau 4 pe săptămână. Eu zic că este ok, nu puteți posta chiar în fiecare zi, nu suntem roboți. Actorii care joacă pe nemți în filmul ăsta sunt fantastici, sunt eroi, sunt exact cum ar trebui să fie niște nemți, cred că unii dintre ei sunt chiar nemți. Am văzut filmul acesta la TV, dintr-o întâmplare l-am prins și chiar l-am văzut pentru prima oară zilele astea. Și primul meu impact pe care l-am avut cu filmul ăsta a fost ceva wow. N-am văzut un film mai bun de război care să axeze pe tema asta de război mondial ca The Pianist. N-am văzut unul mai bun. Se bazează pe tema familiei, pe tema rasismului, cum toți evrei sunt legați cu steagul Israelului, cu steagul evreilor acolo. Și este foarte trist ce le se întâmplă. Ei vor să rămână o familie unită, familia lui Spilsman și până la urmă sunt despărțiți, el rămâne și frații lui sunt și familia lui sunt trimis și omorât la Auschwitz. Am citit și din povestea lui adevărată, este destul de interesantă și chiar m-a fascinat și m-a făcut să iubesc filmul. În film, brutalitatea armatei germane este arătată foarte reală, deci cât de brutal sunt în film, așa au fost și realitate chiar mai brutali. Îmi place că la un moment dat au un plan de evadare și chestii devine puțin adventure action, să zicem. În rest, e un film drama 100%, este senzațional, am mai spus o dată, este o capodoperă. Roman Polanski, care și are în via cariera cu el, a făcut niște lucruri mișto ca Rosemary's Babies și multe altele, a mai făcut de la The Ghostwriter sau Marioneta, se mai spune în 2011, care a fost Meh, dar asta cred că e peste Rosemary's Baby, 100%. Ne-a făcut o mare plăcere să văd acest film. Are un final foarte bun, final trist, îți pare rău pentru un soldat neamț care l-a ajutat pe la final, dar asta este ce că a murit în lagăr de concentrare în anii 50, acel soldat, păcat de el, dar îmi pare bine că mi-a părut bine că Spilsman e în viață. Și cam atât și cu acest video. Noi am fost Alex, sper că m-am să mereu învățat că e de la Adrian cu mine. Sper că v-a plăcut recenzia asta. Dacă ați văzut și voi filmul, vă invit să comentați în privat. O să pornim ca un fel de discuție. Asta nu prea o review, o discuție, o recomandare, cum vreți voi să o luați. Eu să scriu acolo o recomandare sau discuție sau review, văd eu ce scriu. Da, acolo secțiunea de comentarii e liberă. Sper să veniți în număr cât mai mare.
să vă placă, în primul rând filmul să vă placă, asta e cel mai important, și pe data viitoare ne vedem la următorul review, pa, pa!